apare o nouă forță la nivel mondial. Vladimir Putin de lovitura Vladimir Putin a purtat deja discuțiile necesare în acest sens. Ce planuri are Rusia chiar acum și ce parteneriat pregătește? Informația momentului a venit chiar acum. Apare o nouă forță mondială. Vladimir Putin și șeful juntei din Malia Simigoita au stabilit toate detaliile. Cei doi oficiali au avut o discuție telefonică după ce Goita a primit echipament militar de la aliatul său rus. Informația a fost confirmată și de către președinția din Mali, pentru AFP. În ceea ce privește discuțiile dintre cei doi oficiali, președintele Goita susține că s-a vorbit despre sprijinul oferit de Rusia pentru tranziția politică din Mali am vorbit despre sprijinirea de către Federația Rusă a tranziției politice în Mali, iar eu am salutat calitatea parteneriatului nostru care respectă suveranitatea Mali și aspirațiile populației, a anunțat miercuri pe rețele de socializare președintele Asimigoita. De cealaltă parte, Rusia a venit și ea cu o reacție oficială și a precizat că cei doi lideri politici au discutat printre altele despre livrări de alimente, combustibil, dar și îngrășăminte rusești către Mali, oficialul goita mulțumindu-i lui Putin pentru tot sprijinul acordat. Un parteneriat cheie între Rusia și Mali. Menționăm faptul că discuția telefonică a celor doi vine după ce la începutul săptămânii, armata din Mali a primit marți noi echipamente militare, inclusiv 5 avioane și un elicopter de luptă, în cadrul unei ceremonii oficiale. La ceremonie au participat mai mulți diplomați ruși, dar și șeful juntei care a subliniat parteneriatul benefic ambelor părți cu Federația Rusă, arate AFP. De cealaltă parte însă, partenerii din Occident ai Mali au avut o reacție dură și au denunțat recurgerea de către junte la serviciile controversatei societăți private paramilitare ruse Wagner, cărei i-a denunța acțiunile. De cealaltă parte, Junta a negat aceste acuzații și a vorbit despre un parteneriat cu armata rusă. Amintim faptul că înainte de discuția telefonică cu Vladimir Putin, colonelul Asimigoita i-a primit miercuri pe vicesecretara generală a UNEU Aminaje, Mohamed, și pe șeful biroului UNEU în Africa de Vest și Sahel Mahamad Saleh Hanadif, în contextul unor tensiuni cu Națiunile Unite.